Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Gemeni ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Ce sentimente ai pentru mine? Iată, începe cu o întrebare, pentru că nu știe exact ce simțiți pentru dânsul. Nu faci parte din planurile mele. Spune acest lucru pentru că nu știe dacă ține cineastră la dânsul. Probabil dacă ar ști că îl iubiți, ați face parte din planurile dânsului. Totul s-a terminat între noi. Wow! De ce este așa de hotărât? Mai dă-mi o șansă ca să-ți arăt cât de mult te iubesc. Da, deci probabil așteaptă ca dumneavoastră să vă exprimați sentimentele față de dânsul pentru a-l încuraja să încerce să facă efortul de a face această relație să funcționeze. Ești singura persoană pe care am iubit-o cu adevărat. Simt când te gândești la mine. Îmi doresc să ne căsătorim într-o zi frumos. Deci are planuri mari cu dumneavoastră. Dar așteaptă să vă deschideți sufletul față de dânsul, dânsa, și să spuneți ceea ce simțiți pentru această persoană. Pentru că altfel se pare că se va îndepărta de dumneavoastră dacă nu vă deschideți inima. Mă faci să-mi doresc să fiu o persoană mai bună. Visez la tine cu ochii deschiși. Îmi pasă de părerea altora. Dacă ar ști exact ceea ce simțiți pentru dânsul, cred că nu s-ar mai lăsa influențat de părerea altora. Nu îți pot oferi ceea ce ai nevoie, pentru că nici nu prea știe exact ceea ce vă doriți. Te rog să mă ierți. În cazul în care va greși cu ceva, vă roagă dacă puteți să-l iertați. Haideți să vedem și un card de înțelepciune pentru dumneavoastră. Am forța de a face schimbări. Bun. Este atât de comod să joci rolul de victimă, deoarece întotdeauna altcineva e de vină. Trebuie să stau pe propriile în picioare și să-mi asum o oarecare responsabilitate. Da, deci nu trebuie să-i învinuiți pe ceilalți. Trebuie să vă gândiți cu luciditate care ar fi soluțiile la problemele dumneavoastră. Și iată, să aveți forța de a face schimbări. În cazul în care ceva nu funcționează, îl lăsați deoparte și mergeți mai departe către ceva care într-adevăr vă aduce satisfacție și care vă împlinește, practic, și vă face să simțiți că v-ați atins obiectivele. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!